Ploaia înghețată, viscolul sau zăpada nu i-au speriat pe protestatari. Peste 600 de suporteri a echipelor din capitală și din toată țara s-au strâns ieri în Piața Mare din centrul Sibiului și au scandat împotriva guvernului și a președintelui Traian Băsescu. Protestele au fost și la Craiova și la București. O doriță sinceră, România liberă! La Sibiu, oamenii au scandat lozinci legate de sistemul sanitar, cel al educației, dar și pentru combaterea violenței la competițiile sportive. Protestul s-a încheiat odată cu expirarea autorizației. Oamenii s-au împărțit în grupuri și după 2 ore de stat în frig au umplut barurile din oraș pentru a se încălzi cu o cană de vin fiert. Proteste au fost și la Craiova, unde cei aproximativ 50 de manifestanți au făcut un mormânt din zăpadă. Acesta simboliza sfârșitul actualei conducere a țării. Potrivit tradiției, protestatarii au pus o cruce la capătul mormântului și au jelit mai bine de o jumătate de oră. Nu suntem plătiți! Suntem umiliți! Nu suntem plătiți! Suntem umiliți! Jos Băsescu! Ploaia înghețată nu i-a speriat nici pe protestatarii din Piața Universității. Aceștia s-au strâns din nou, dar în număr mult mai mic. În total au fost aproximativ 50 de persoane. Casă, frig, afară, frigă, deschid geamul și ăsta țip. Mulțumesc, Băsescule, că ne-ai călit. Ca să stăm aici în piață, ne-a călit el. Protestele contra guvernului au ajuns și în moluri. Zeci de tineri au strigat "România, trezește-te!" în cel mai mare mol din Cluj-Napoca. După câteva minute, ei au fost scoși afară de către agenții de pază. Când mii de oameni scandau într-un glas în piețele din marile orașe ale României, un alt glas, unul singur, se făcea la fel de auzit în fața primăriei din Baia de Arieș. Era Nea Pilu, protestatarul singuratic devenit pentru unii simbol. După mai bine de 20 de ani de tranziție în care și-ar fi dorit o slujbă, bani, familie, copii, s-a ales cu o fărâmă de celebritate. Urmaș al moților de odinioară continuă să caute nu aur, ci fier vechi, să-l vândă și să aibă ce pune seara pe masă. Din mândrele exploatări miniere s-a ales praful, ca și de speranțele acestor oameni, tineri și vârstnici deopotrivă. Oameni care nu încetează să se întrebe, Românie, încotro? Un reportaj semnat Camelia Moise. Imagine Cătălin Dinu. Ca să luăm ceva să mâncăm azi, după masă. Hai că eu trebuie să mă duc și la protest, bă. Așa. Ia, ții tu ăsta. Așa. Vreau să țin și eu. Așa. Măcar mâncarea pe azi, să o scotem. Ce zi e astăzi? Ziua Unirii! Eu vă invit să fim uniți, pentru că uniți vom fi mai puternici și ca drept dovadă vă invit la ora Unirii, ținând de mânuțe și mână de la mână se face putere, se face unire. Trăiască Unirea! Să vă mândăm, umbrăcei, unii, din paharul mână, să-l mântim, zboram, frății.
protestez aici în față la primărie, fiindcă n-am un loc de muncă, n-am curent la cămin unde locuiesc, nu pot crea o familie. Care protestează singur de aproape o lună în fața primăriei din Baia de Arieș, trece de pe o zi pe alta. București, nu uita și Baia de partea ta! Protestezi și pentru oamenii care nu pot ieși! Deși nu are un loc de muncă, o zi din viața lui este foarte încărcată. Mai ales Ziua Unirii. Trește așa de 37 de ani, de pe o zi pe alta. Aproape o lună are de când s-a lăsat de băut. A crescut la un orfelinat din Abrud, nu are părinți și, în general, nu are pe nimeni. Când a venit Revoluția din 89, avea aproape 15 ani și stătea la cămin. Tot la cămin stă și acum, dar la altul. Ultimii 22 de ani, cei trăiți de la Revoluție și până acum, au trecut peste el ca peste noi, toți ceilalți, cu bune și cu rele. Când a fost Revoluția din 89, am fost în Abrud, la Casa de Copii, am văzut că ies oamenii. Da, dar am ieșit și noi, am intrat în primărie, am spart ușile pe acolo, tablourile, am dat foc la steaguri, la hârtii pe acolo, cu ăialalți mai mari. După aceea ne-am întors la cămin. De atunci până lunea trecută n-am mai manifestat. Când am venit pe la Abrud și până Alba, pe unde umblam, n-aveam, nu lucram, că n-aveam ce să lucru. Făceam numai învârtel, că din caz de copii, ce să iasă? Ce, dacă n-ai părinți, numai umbli numai după lucru, să câștigi un ban, să-l înșel pe ăla, să câștigi bani, să tot felul de învârtel. Nu a mai ieșit la nicio manifestație pentru că n-a mai avut ocazia. În Baia de Arieș, oricum, minerii au avut de treabă, nu s-au ținut de proteste. Nu au venit nici la mineriadele din București. Aveau de lucru. Acum nici de lucru nu mai e, că s-o gătat, cum ar zice unul dintre ei. Dacă nu ar fi fost filoanele de aur și argint, Baia de Arieș ar fi rămas un sătuc cu puțini locuitori, care ar fi trăit din cultivarea pământului și creșterea animalelor. Tradiția de veacuri și localitatea de aur, cum i se spunea pe vremuri, sunt pe cale să se stingă pentru totdeauna. Fosta exploatare minieră s-a închis din 2004 și nu au mai rămas decât niște clădiri goale pe cale să se prăbușească, ca în multe alte locuri din România. Nu te simți așa un fel de erou de când ai început să ieși? Nu, eu tot acela. Pilul. Tăți mă știu, pilul și... Nu că erou, atât, dacă tăți... Majoritatea îmi spun, bă, bine că ai ieșit tu și pentru noi. Dar au venit oameni să-ți mulțumească că ieși și pentru ei? Da, au venit oameni care, unul mi-a și dat cizmile astea, mi le-a dat un prieten, unul din blocul în care stat eu. Au zis, pe mai am un altul mi-a spus că are o pereche de bocanci, rămași de la copil, să mă duc să-mi dea. Prața sau Pilu, cum îi zic toți, locuiește într-un cămin de nefamiliști, cum se spune, pentru că, de fapt, aici mai stau încă alte 12 familii. Deși are și televizor și calculator, le ține ca pe bibelouri, pentru că nu are curent electric și nici căldură. Și, de fapt, de niciunele. De când o duci tu rău? O zice că mor de foame sau... Asta că mă mai ajută. Mai sunt oameni care mă cheamă și îmi dau de mâncare. Mai am niște prieteni care mai lucru și sunt conști și mă cheamă și în alte zile când nu am de lucru. Mă cheamă la el acasă și îmi dă câte o zamă, îmi dă câte o ceva ce are de mâncare. Îmi dă să mânc și după aceea ce ești liber. Eu și stau pe-n centru. Ai avut vreodată în viața ta un ban pus deoparte? Nu. Am strâns când am vrut să-mi fac... Mi-am ținut ziua la 18 ani. Am strâns atunci pe vremea aia vreo 3 milioane.
cantități ai pierdut? De mult. Mi-am băgat într-o măsauă tămâie. Eu zic cineva să-mi bag într-o măsauă, că mă lasă durerea tămâie, mi-am băgat și mi-a căzut dinții. Și pentru că și-a tămâia măselele, a rămas și fără ele și fără dinți. Vezi cum în zbor se duce timpul, așa au trecut chiar mii de ani. Și toți vom trece viața ca gând. Dimineața se duce pe la vreo treabă întamată de cu seară, cu ziua, cum spune el. Dacă nu are nimic programat, pleacă cu prietenii săi, Tibi și Nicușor, la Rieș, unde caută resturi de fier beton pe care îl sparg. De multe ori găsesc bucăți de fier mai mari pe care le adună și apoi le vând și câștigă mai bine. Paradoxul acestui ținut este că, dacă pe vremuri minerii scormoneau măruntaiele pământului să caute ceva metale prețioase, cum ar fi aurul sau argintul, acum îi scotocesc în râu sau pe lângă pentru a găsi firimituri de fier vechi ca să-l vândă. Asta este România. Ce să-i faci? Da, e mai bună, mai rea, azi mai bine, mâine mai rău. Poate să mai încălge, poți să te bagi în râu mai bine. La orele amiezii, orașul e învăluit de liniște. De fapt, în Baia de Arieș este liniște tot timpul. Este liniște pentru că oamenii de aici nu prea au de lucru. Nu sunt locuri de muncă. Vezi cum în zbor se duce timpul, așa au trecut chiar mii de ani. Aici a existat până nu demult un spital, dar s-a închis. A fost transformat în azil de bătrâni. Bătrânii, urmașii moților care pe vremuri se răsculau ascultându-l pe Avramiancu, urmașele, văduve de mineri disponibilizați și decedați între timp, mame de copii plecați la muncă, unde altundeva decât în Spania. Că eu n-am pe nimeni aici, eu singură am rămas singură, că bărbatul meu a murit, copiii plecați. Unde? În Spania. De cât timp? De 6 ani. Și ce fac acolo? Lucruri la agricultură. Nu m-am mai putut descurca. Și acum de ce ai venit în lume și atât de mult te-ai chinuit ca să sfârșești din gropa în care de viermi să fii tu nimicit. Asta i-am cântat-o la mama. Numai trei păpuzile și-au murit. De ce ați ales să veniți aici? Da, din cauza singurătății. N-am mai putut suporta singurătatea. Și nu m-am mai putut desculca singura. Ultima soluție a fost să vin aici, la Căminul de Bătrâni. N-am avut alte soluții. Și aici e bine, în comparație cum am fost eu acasă. În cauza singurității a venit aici. M-am fost căsătorit, am divorțat. Și acolo ne-am stat, s-au demolat majoritatea căsilor, vecinilor. Sotea curentă de acolo. N-am mai stat acolo, singurătatea m-a făcut să vin aici, la Baia de Arieș. Ce ați lucrat dumneavoastră? Miner forezist, la Roșia Montană. Carieră, la Roșia Montană. Prea târziu pentru prânz și prea devreme pentru cină, Pilu le sare pe amândouă. Se duce într-un bar, doar pentru că nu are curent acasă să se uite la serialul despre împăratul pe care familia l-a lăsat fără imperiu. Ca și Pilu, și împăratul luptă pentru ceva în viață. Îmi dă de înțeles niște cuvinte care au fost o familie regală, îi omoară părinții și el o să fie alungat și să-și creeze alți
suportat și să-și cucerească din ce-o avut, din țările care le are de cucerit pentru, datorită părintele lui. Este posibil ca acum Pilu să se uite la filmul despre el și despre comunitatea în care trăiește, tot în barul în care urmărește serialul corean, cel despre împăratul care își recucerește imperiul după ce familia l-a alungat. Bine că nu se sfârșește prea târziu, pentru că mâine are de protestat. La unii poate nu le convine, că eu știu de ce. Au ideile lor, fiecare. După ce se sfârșește un nou episod din film, dar și din viața lui, trece pe la butic să-și cumpere o lumânare și pleacă spre casă, adică spre camera de cămin, neîncălzită și neluminată. Trebuie să se odihnească. Mâine are treabă din nou, în prima parte a programului său. Trebuie să caute fier vechi în Arieș și apoi, între 14 și 16, să protesteze. Aici dorm, aici mănânc. Cum îți gătești aici? Nu, mângrană rece. Cam ce mănânci? Pâine, salam, iaurt, ce voi la magazin, conserve, ce îmi vine mie să iau de mâncare. Deși cu greu găsește de mâncare, Pilu lasă impresia că a fost plasat perfect, exact la locul potrivit pentru a schimba lumea. Și dacă nu se poate toată lumea, măcar pe cea din căminul în care trăiește el și prietenii lui. Am o fetiță de 8 luni. Am dus la mami pentru că aici s-a răcit. N-am putut să țin. S-a răcit foarte tare. N-am avut condiții și am lăsat-o la mami până prin martie. Am zis că o aduc după aceea până se mai încălzește vremea, că deocamdată n-are rost. Aici m-am născut. Părinții s-au depărțit. Locuri de muncă, nu? Toată ziua după fier vechi, pe lângă Arieș, pe lângă pe aici, pe unde poți, cum poți, cum îi dai cu barostul și acum am venit de la fier, că vedeți în ce stadiu sunt. Ce muncești? Eu nimica, nu am de lucru, n-am nimica, pe acasă, atât. Da. Câți ani ai tu? 24, fac 25. Ce ai muncit până acum? De la 17 ani lucrez tot în construcție. Pe unde? Pe unde prind. Peste tot, pe unde prind. Ce îți dorești tu cel mai mult? Să am un viitor mai bun pentru fată și pentru noi. Lăcrămioara se iubește cu Tibi de 5 ani. S-au căsătorit acum un an și jumătate și au o fetiță de câteva luni, pe care au trimis-o la bunica, în Sebeș. Ce locuri de muncă sunt aici? N-ai nicăieri unde să lucri, numai la fabrică. La fabrică 1.600.000 pe lună sau 1.000.000 cât iau. Sunt femei care lucră de 28 de ani și iau 600.000 pe lună, 60 de lei. În anul în care Pilu pleca din orfelinat, adică prin 91, se năștea și se boteza Lăcrămioara, la un an și ceva de la Revoluție, cam pe vremea când unii prevedeau României încă 20 de ani de tranziție. Lăcrămioara a împlinit cei 20 de ani de tranziție. A fost lăsată la casa de copii din Timișoara când avea 2 ani, unde a stat încă pe atâta, când părinții au luat-o înapoi, acasă. Peste alți câțiva ani, părinții s-au despărțit după ce au mai făcut alți copii între timp. Când a împlinit 13 ani, mama a trimis-o iarăși la casa de copii. Și pe ea, și pe alți trei frați pe care Lăcrămioara nu i-a mai văzut de atunci. După 2 ani, a venit o familie din Germania să o înfieze și să o ia cu ei acolo. Să o iubească și să-i treacă toată averea pe numele ei. Mama Lăcrămioarei le-a zis că semnează actele de adopție, dar cu o condiție. Să-i trimită săptămânal câte 200 de euro din Germania. Și așa, Lăcrămioara a rămas să-și ducă viața mai departe în România, în Baia de Arieș, în căminul în care locuiește și Pilu. Aici s-a împrietenit cu Arabela, soția lui Nicușor, cel de-al treilea prieten al protestatarului nostru cu care merge la Arieș după fier vechi. Am mai 12 clase și profesional. După ce am terminat, l-am întâlnit pe el și am venit în Baia de Arieș. Eu neștiind cum este aici, bineînțeles că la Alba dacă rămâneam, că atunci nu aveam numai o fetiță, puteam să-mi găsesc de lucru. Mami, o iubești tare, 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 tare. De muncii nu muncesc pentru că
nu pot să-mi las copiii. Și chiar dacă aș vrea, nu este nici loc de muncă. Soțul nu lucră. Cu ziua lucră. Are meserie. Dar nu lucră. Fierul vechi ăsta de unde provine? Pe marginea râului merge, găudăm pe marginea râului, pe râu. Acum am găsit un stâlp de susținere de beton, îl spargem mâna, scoatem betonul din el, scoatem fierul din el. De-aia stă pe lângă râu. De dimineața, de pe la 10, 10 jumate, până seara, până la 5, 6, mergem pe lângă râu. Uite, au fost zile de n-am găsit nimic, n-am făcut nici un lev. Ma, cum se dă? A fost că n-am găsit mai mult, n-am găsit deloc, mai puțin. Ne mulțumim cu ce găsim. Cu ce scrii tu copiii? Cum pot? Ce înseamnă concret? Adică încerc de pe o zi pe alta să pot să țin de bani, să pot să le ofer o mâncare caldă și... să aibă ce mânca. Pentru că a potidit-o plânsul, am rugat-o pe Arabela să-mi scrie pe hârtie câteva lucruri despre viața ei, ca să nu uităm să spunem în film și despre ea. În interviu nu ne-a spus, dar și Arabela a trăit la casa copilului, împreună cu sora mai mică și cu un frate. A născut-o pe Mirela când avea 16 ani și a stat apoi cu fetița într-un centru maternal până s-a făcut mai mare. Mai târziu l-a cunoscut pe Nicușor, cu care s-a căsătorit și a mai făcut doi copii. Și au venit și ei, aici, în Baia de Arieș. Mi-a zis el, hai să mergem la Baia de Arieș, că am casă unde a stat taică meu. Și mergem și stăm acolo și poate îmi găsesc și eu de lucru. Bineînțeles, n-am mai stat, am venit. Și acum... așteptăm. Așteptăm cu toții ceva din momentul în care ne naștem. Ne așteptăm să nu fim singuri. Ne așteptăm să fie cineva care să ne ia de mână și să ne învețe să mergem, să vorbim. În final, să ne învețe să simțim. Creștem și ne așteptăm să câștigăm bani, să se întâmple ceva și să avem succes. Unii vor să rămână în cartea de istorie. Mai creștem puțin și iarăși ne așteptăm să ne găsim jumătatea, să întemeiem o familie și să avem un copil. Ne așteptăm ca acel copil să fie bun, responsabil și o mândrie pentru noi. Și așa, de fapt, îmbătrânim și așteptăm să fim iarăși ajutați. În final, trecem printr-o viață plină de așteptări, plină de speranțe, de vise și dorințe. Arabela așteaptă de la viață și ea măcar o parte din lucrurile astea. Pentru moment însă, își așteaptă soțul să se întoarcă seara cu ceva bani ca să-și hrănească cei trei copii mici pe care i-are. În alta mâncare, bă, tu. Mai ce faci, mă? Asta e. Să fii sănătoși, mă, acum. Mai ce faci, mă? Să fim numai sănătoși. Ia, că bola vine. Nu, că dacă suntem sănătoși, putem lucra să câștigăm un ban, un alta. Păi da? Liniștit. În filmul nostru am arătat până acum crâmpeie triste din viața de Baia de Arieș. Nu peste tot e așa. Nicu Ciulea trăiește și el aici. Are 29 de ani, a terminat științe politice la Cluj, lucrează în asistența socială la primărie și de câțiva ani este preocupat de rădăcinile lui și ale urmașilor moților care luptau pentru libertate pe vremea lui Avram Iancu. Ai spus că te căsătorești la anul. Viitoarea soție ce părere are? S-a mai cam săturat. Mă înțeleg la început, nu, că mă susține foarte mult. Mă exagerez și eu. Vin la servici până pe la 12, 1 noapte, mă ocup de picituri. E mult de lucru pe ele, până le aduci la starea, la forma, cât de cât. Nicu cumpără și culege vechituri de când a terminat facultatea. Acum a făcut un credit la bancă și a construit acest muzeu în care expune tot ce găsește prin bătrâni. Asta îl face fericit și îi dă sens. Ce dorești tu cel mai mult să faci aici? Încă un muzeu. Protestez și pentru oamenii care nu pot ieși, care nu pot să mi se alăture.
Lilu a ieșit să protesteze pentru Tibi, pentru Lăcrămioara, pentru Nicușor, Arabela, pentru Nicu Ciulea, pentru toți cunoscuții și pentru toți cei necunoscuți. Ca la slujba de pomenire. Poate că și el a intrat puțin, fără să-și propună, în istorie, pentru că acum are o mulțime de susținători pe internet. Protestatarii din Londra, cei care vor să se schimbe ceva în țara pe care au lăsat-o acasă, au auzit și ei de el. Cum vezi tu conducătorul țării? Din punctul meu de vedere, bine, trebuie să aibă gătat ceva studii. De la Ceaușescu, Iliescu, Constantinescu, Bălsescu, mai bine altul, iar Tăcuescu, poate, nu uite. În mintea lui Pilu, iubitor de telenovele cu împărați care luptă pentru binele imperiului pierdut, Escu înseamnă un sistem încă viu, de peste 20 de ani, din vina căruia el nu are de lucru și nici familie. În încheiere, nu știu ce să spun, ca să îndemn pe oamenii aceștia să aibă speranță în viitor. Joe Bogza, pe vremea când era doar reporter, scria despre ei așa: sărăcia din țara moților, despre care se vorbește atât, devine o problemă irezolvabilă prin dragostea profundă a acestor oameni pentru munții lor singuratici și stâncoși. Li s-a propus cândva să fie colonizați în câmpurile fertile ale Banatului și mulți s-au înscris pe liste și s-au dus bucuroși. Dar după două luni au fugit și s-au întors acasă, în munți. Întrebați, au dat cu toții același răspuns, ca și cum ar fi fost învoiți. Noi suntem învățați să trăim în umbra brazilor. Nu putem sta în câmpie, că ne uscăm. Și astfel s-au întors, în munți, la sărăcie. Și așa îi lăsăm și noi, acum, în februarie 2012, pe ei și pe Pilu, care poate știe că a pierdut peste 22 de ani de Românie, ca îmbătrânind așteptând ceva. Doar întrebarea din urma noastră rămâne. Oamenii din Baia de Arieș, încotro. România, încotro.